Foarte succint. 1. Astăzi, 15 martie 2016, ne-am prezentat cererea de demisie din funcție de ambasador al Republicii Moldova în Republica Austria și, de fapt, din serviciul diplomatic. 2. Tot astăzi, am demisionat din rândurile Partidului Democrat al Republicii Moldova, al cărui membru sunt din luna iunie 2009. Deci astăzi este o coincidență să încheie două parcursuri profesionale și politice. Unul, cel din serviciu diplomatic, în care am intrat în 1997, deci acum 18 ani, și activitatea mea în cadrul Partidului Democrat din Republica Moldova, în care activez din iunie 2009.